V-ați întrebat cât costă o oră de zbor cu avioanele militare care patrulează spațiul aerian al României? Cât costă ora de zbor pe avioanele F-16, F-35 sau Rafale? Nu e niciun secret că întreținerea avioanelor de luptă este foarte costisitoare, inclusiv în ceea ce privește costul orei de zbor. Fie că vorbim de avioanele de producție americană de tip F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, F-35 Lightning II, ori de avioanele de producție europeană de la Eurofighter, la Rafale sau la Gripenul suedez. Cât costă așadar o oră de zbor pe F-16, F-35, F-22 sau Rafale? Informațiile privind costul orelor de zbor pentru F-urile românești sunt clasificate. Ne putem face totuși o imagine privind datele publicate de parteneri. Astfel, potrivit datelor publicate în 2022 de către Oficiul pentru Responsabilitatea Guvernamentală al SUA, o oră de război pe F-16 era estimată la aproximativ 27.000 de euro, mai exact 26.927 de dolari. Alte surse indică cifre între 15 și 20.000 de euro. În comparație, un F-18 Super Hornet are un cost de 30.404 dolari pe ora sa de zbor. Dacă e să privim spre avioanele de generația 5-a, costul unei ore pe F-35, de exemplu, în 2022 era de 41.986 de dolari, în timp ce pe un F-22 Raptor se dublează și ne arată de ce, într-adevăr, F-22 Raptor este un program excesiv de scump. Numai puțin de 85.325 de dolari pe oră. Bombardierele însă dețin recordul. Potrivit raportului Oficiului pentru Responsabilitate Guvernamentală citat de Popular Mechanics, o oră de zbor pentru B-52 Stratofortress se ridică la 88.354 de dolari, în timp ce o oră pe bombardierul B-2 Spirit costă peste 150.000 de dolari. Însă recordul absolut este deținut de B1B Lancer cu numai puțin de 173.014 dolari ora de zbor, echivalentul unei case respectabile oriunde în țară. Privind date actualizate, ne îndreptăm atenția spre Franța. Publicația OPEX 360 a dedicat un material costurilor orelor de zbor ca urmare a unor declarații oficiale făcute de conducerea armatei franceze. Astfel, în timpul unei audieri în Senatul francez, raportul audierii fiind publicat la finalul anului trecut, generalul Stefan Mil, șeful statului major al forțelor aeriene franceze, a indicat faptul că o oră de zbor pentru un avion de luptă francez de tip Rafale era la momentul respectiv de aproximativ 20.000 de euro. Așadar, recordul absolut este deținut de bombardierele B1B Lancer cu peste 170.000 de euro pe ora de zbor. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta!